Hei, salutare prieteni și bun venit la un nou episod din Batman Arkham Origin. Suntem la episodul cu numărul 4. Data trecut am abandonat acest episod la jumătate, fiindcă cred că de vreo 10 ori minimum am încercat să-i bat pe ăștia și nu mi se primea. Voi încerca data asta să folosesc armele din dotare, poate mă ajută cu ceva. Dar a fost foarte și foarte complicat să omor și măcar 2-3. Fiindcă ei stau unul lângă altul. Dacă n-ar sta toți unul lângă altul, ar fi foarte bine, aș putea să-i omor uite așa simplu, ca pe ăsta. Și voi aștepta sau să rămână singuri acești indivizi, sau altfel, nu știu ce mă fac. Cred că cel mai simplu e să îi neutralizez pe ăștia. Uite așa. Nimic complicat. Văd că săgeata mi arată că acolo jos trebuie să mă duc. Nu știu pe care ar trebui să apăs eu ca să apropii imaginea, să văd și să aflu acolo. Trebuie încet ușor să mă dau jos cumva și uite acolo în partea stângă ăla stă singurel. Dacă mă apropii de el silențios, încet, eu cred că îl pot omorâ. Da, am avut dreptate. Mai este unul aici care se uită nu știu unde. Aha. Așa. Cineva m-a observat și vine încoace. Eu cred că ar trebui să fug. Sunt foarte periculoși, au arme de foc. Și eu nu reușesc să fac nimic, absolut. Da, aici sunt în siguranță. Uite că au venit toți trei încoace. În partea dreaptă suntem, poate este vreunul singur. Care toți trei, că sunt cinci. Da, poate aș putea să-i sar în cap la unul. Dar nu cum mă bată ăștia. Trebuie foarte atent. Uite că s-au urcat și cei de jos sus. Da. Cred că încerc cu ăștia din partea dreaptă, cred că sunt doar doi. Sunt doar doi și merg într-o direcție. Hop. Am spus că aș vrea să folosesc armele din dotare, dar nu mă ajută ele cu nimic, pentru că ele nu omoară, pur și simplu îi rănesc. Sunt foarte slabe, poate cu timp cu upgrade-ul. Poate voi putea să le folosesc mai eficient. Da, ăștia s-au oprit aici și se gândesc. Still here. He's on me. M-a văzut unul, așa că eu fug repede. Dacă aș putea să iau arma la asta, la sniperul ăsta de sus, deși îi bat toți. Să vedem asta în care parte se uită. Fugi repede. Nu
că vin tăzi în coași. Cumva au văzut unde sunt eu? We stay still, we're dead. We gotta flush him out. So, you go first. What the? Over there. It has to be over that way. I know, I heard it. Da. Nu vrea să urce în coași. Stă și pândește. Stă și pândește. Așa, mi-a rămas unul? Dar mi se n-a rămas niciunul. I know I hit him. Where the hell did he go? Oh, s-aude. S-aude în seamnă cum ești unul. Hei, ce-mi trage mie. Am găsit ascunzișul ideal. Ok, cine acolo sări la bătaie la mine? Cine vrea să-i sară în cap? Iată-l. Asta a tras în mine. Da, destul de complicat până acum. Hai să vedem să mergem. Să găsim pinguinul ăla care strădea de mine când pierdeam. I-am spus că îl voi găsi. Și mă țin de cuvânt. Cut, Batman. Looks like someone brought a bat to a knife fight. Now you're in for it. Come on, bring it. For your dick fights. You know I always get an eye by you first round. Are you for real? That's why I keep you for your well, with that, and I need someone to clean out the pisser. Oh, and don't think I didn't notice those of you. Simplu. Didn't bet on yourselves. You're either cheap or lacking confidence. Din păcate nu putem folosi armele lor. Ar fi foarte bine. But let's get started. Penguin is hosting some kind of fighting tournament. That's where I need to go. Yeah, what does it say? Opa, sunt cu arme. Ce facem? Întâi pe ăștia trebuie să-i batem. You had enough? Testa cu automatele. Unde, unde? Asta cu automatul. This gives me an edge. De unde ai luat noi automatul ăsta? This is more power. Nu conști. Da. Nu știu, dar nu-mi place cum luptă Batman deloc. Ceva... Cred că trebuie de făcut un upgrade oricare. E slab de tot.
Hai să vedem. Poate are o lovitură mai serioasă. E slab. Mă enervează. Unde-i pinguin așa la lui să-l bat odată? Deci se închid ușurile de urma mea. Nu pot să nu mai deschid. Sau pot să le deschid. Da, pot să le deschid. Credeam că se blochează. Și pe jos pe aici. Cineva a mâncat burger. Cred că aici trebuie să merg. Dar nu sunt sigur. N-am înțeles. Sărmănelul. Am făcut o băiță. Ok. Wow. Acolo cu noi nimic cu armele, unde e foc. Am primit una la asta. Am vrut să fac. Și mai departe, cum ajung eu acolo? Probabil trebuie să folosesc sfoara cu chestia asta. Ok. Risc, eu să o salvez acuși pe pinguinul ăla. Gata, gata, eliberează. Cum pot să fac să eliberez chestia asta? Ei! N-am înțeles. Control. S-a blocat chestia asta. Eu pot să mă mișc cumva? Cât de aici mai bine stau? Da. Să trag puțin înapoi. Hop. Ajunge în notare! Hai, mai repede. Hop, hop, hop.
Și acum, acolo. Nu înțeleg, de ce cauza se blochează? Mai departe scrie în carte, ce facem? Cineva pici, trebuie să fie... ceva unde putem să ne agățăm. Probabil. Sau ce pot fi? Haide să vedem. Ok, și acum? Nu putem agăța de nimic. Ah, sunt scări. Oh, that's the best you can do. You're like a punks. All right, lads. The rest of you losers to be are gonna have to embarrass yourselves without. God knows you can do it. I've got some business to take care of. Deci mai e speech, pentru că sunt ceva interesant. Tracy will be running the forge till I get back. Nu prea avem ce găsești. Sounds like Penguin will be in his office. Tracy should know where. Ok, trebuie să facem tab să vedem profilul cuiva. Pe asta l-am văzut. Ia, asta e profilul pinguinului. Oswald. Oswald. Mhm. Da, e clar, da, să mai vedem cineva. Masca neagră. I'll make her talk. Cred că totuși trebuie să mergem în direcție ce este ușa acolo. A, nu. Înseamnă că totuși ne-a rătășit, înseamnă că. Ok. Înseamnă că mergeam corect pe aici. Ceva a arătat aici, mi se pare mie. Cel mai bine e să apăsăm... cel mai bine este să apăsăm... X și putem vedea... ieșirile. Aha, văd cu aici. Ce vine tot timpul. Ok, cum putem să ne luăm noi chestia ce e? Noi doar să ne uităm, poate găsăm ceva. Pe aici. Ok, aha, asta se deschide. Da? Se deschide sau nu? Super. Deschis, a deschis, dar de intrat în ea, cum intrăm noi acolo. Super. Cum putem oare să trecem noi să stupăm gaura asta? Nu, așa ceva nu e posibil. Nici așa. Cu decodorul ăsta cred că nu putem face nimic. Ia să vedem, putem face ceva cu el? Nu avem nimic de rezolvat aici. Da, putem doar să ne urcăm sus aici. Dar văd că nu vrea să sară sus. Cu viteză, sărit. Pur și simplu trebuia să ne facem viteză. Ok, să vedem. Este un ring. Da, sincer n-am vrut să cad pe ring. Dar cred că asta e jocul și... E seama să nu cazi jos, tovarăș.
just saved me a lot of trouble coming here, Batman. Ah, l-am văzut pe bitul ăsta. I'll kill you. Da, precis, precis că sunt prea slab. Dar... cred că dacă mișcăm de câteva ori, ai spers. Sigur, sigur. I'm looking for Black Mask. Where is he? I ain't here to talk. I'm here to kick your ass. This is your last chance. This fire is too heavy. Me hitting you, and you hitting 50,000 volts. Hey, ce faci tu, băi? Ce ești? Listen in pain. I know. Intimidating. Name yourself after an animal, and you're gonna get eaten. Gata? Who wants to show me where the penguin is? All right, you lousy mugs, time to earn your supper. Is this prieteni lui pinguin? Did your mother teach you to fly like that? Ia sariu. Am o conjurat ăștia. M-au pârlit ăștia de câteva ori, m-au lovit. Să-i chemăm la ring aici, mai aproape. Boy, you geezers are a sorry lot. Și ăla stă cutie, vrea să mă lovesc. Fac eu cătuță. Eu îmi cer scuze, băieți, dar... îți poate eu să ies de aici. Ies bătaie. Nu-l dădești. Ce fac eu cu voi? Cam știu eu, să încercăm o chestie de asta. Hai, veniți în coș. Nu sunt, nu? Asta cu cuțetul, dar m-a săturat mine. Puși, puși! Și avea claviatura asta la mine, mi-a tine că e... slăbuță, nu înțeleg eu care fază. Da. Sau claviatura, sau mouse-ul, ceva se întâmplă. Apăs și... boys, nu se apasă. Get him out of here. Hey, băiețe. I don't dig up any of the gear. It's worth some money.
Rezolvăm cu tine ușă îndată. Mai încercăm o dată. Nu retrăi, așteaptă. Până n ajung la pinguin, nu mă las. Nu mă las până ajung să bat pinguinul ăla. Ăștia cu sutul sunt cei mai periculoși. Au zis și se păstrează țava, așa e. Where's Cobblepot? I ain't telling you, Jack. A little more pressure and I'll crush your larynx. What's it going to be? All right. Spune tot cum e nervat. Stii bine, da. Only way in is through the theater, on the other side of the casino. But you'll never get past Tracy. Tracy is not a problem. That worked better than the last interrogation. Mă dor degetele la mână și la picioare, da. Când mă lupt cu ăștia. E destul de complicat, trebuie să apiez tăi deodată ca să câștigi ceva. Ok, în care parte să mergem? Unii pingui, unii cealalt. Bătrân. E o saghi, dice, e o ceva. E o bâtă. Nu vrea să iei nic. Să bate cu mâinile goale. Mă leacă, nu-i chiar ghine asta. Vedem cum e tare, să vedem. Și o să exit aici. Deschide ușa.
salvează. Se salvează, înseamnă că mergem în direcția corectă, da? Hai, coboară jos. Cred eu nu întoarcem înapoi. Plecăm pe aici, să încăpiem așa sau trebuie să din fugă, trebuie să fugim și să presăm control. Uite așa. Și aici. Aici cred că spunem să explodăm bucata asta de perete. Avem aici un spray special. Probabil, nu știu. Cred că așa. Da, au dreptate. Se vana aici ceva. După ușă este cineva. Am o să vedem cine e. Vedem, vrea să bat cu noi sau nu? Eu i-aș sătui să nu spat. Vedem că după ușă, dar eu undeva în altă parte. Așa tot nu? Ușa e deblocată. Ușa trebuie deblocată. Era și de așteptat. Hai. Nu așa, prin altă metodă. Trebuie o parolă. Ok. Dacă zici tu. Ok. Și aici unde merge? Interesant. Probabil va trebui să ne întoarcem pe urmă înapoi. Oh, no! Is that bad freak? Nu îi bați și pe ceilalți așa ușor. Ușa asta măcar se schimbă. La tine și toți ușurile, pe toți ușurile sunt cuiete. Oh, suntem aproape, suntem aproape. Voi folosi o chestie asta, mingiuța asta, mingea asta cu praf. You're in big trouble now. You can't see. This is one fight. Parcă erai jos, băi băițele. Gata? Te-ai liniștit, știi? Tocmai eu m-am rătăcit, ideea n-am care parte. Aha, pe aici trebuie să trecem. Și iarăși trebuie să ne jucăm cu... cu chestia asta. Machinsky's come to and now he's on the lam. I should have tied him up and called the cops to get him. Alfred, I had a run-in with one of the assassins, Lester Butch. Iar trebuie să ne jucăm cu bumerangul ăsta. Dar nu știu în ce trebuie să ne miresc. Nu știu de împătit ce scrie. Trebuie să-mi fac drum spre oficiul pinguinului. Poate becul ăsta trebuie stricat, nu știu. Să încercăm. Încercăm întâi să stricăm becul. Nu, becul nu se strânge. Chestia asta nu se străcă. Blocul ăsta nu se străcă.
Bun, dar aici mai departe și mai este. Și mai este, că nu văd nimic. Doamne ferește! E vor să-mi privează schidușa. Strașnic. Tu ți închipești. Prostie de să fac eu. Puteam stau... două episoade să mă joc. Ok, să vedem. Ușa, văd ușa, mai departe. Aici este codul acela. Undeva este un cod aici. Cred că nu este chestii, numerele astea scris pe pereți. Mă uităm o dată. Să ieșim afară. Ia uite. Ceva au lăsat astea jos. Automatul ăsta? Este încă e ziua. E viu, dar e pe moarte. Așa, nu știu ce trebuie să fac de făcut aici. Ușa, da, și cu ușa asta. Ia uitați o chestie ceva acolo sus. Vom folosi chestia asta. Opa! Funea, vom folosi funea și să vedem sus. Și este sus. Ok. Nu, asta trebuie să folosesc. Decodorul ăsta. Decodorul ăsta trebuie să-l folosesc, dar nu, nu așa. Stai, 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 stai. Cred că. Da, este. Dar ce nu pot folosi? Ceva nu-i nimic aici. Înseamnă că... înseamnă că mergem pe aici. Cât stricăciune face Batman ăsta. Și noi împreună cu el. O, pune să usul pe aici. Fac hamon. Assistant must be nearby. I'll make her tell me where I can find Cobblepot's office. Poate nu mergem mai departe, ne odihnim puțin aici. It's your password? It must be Finn's. He's always forgetting stuff.
Iarăși te cu armele și nu-mi plac inimii. Nu luat o armă mai băiețele, că salvează. Nu mă enervez. Și acum trebuie să mergem tot mai jos. Mr. Cobblepot ain't taking new visitors, and there ain't no way I'm leaving you to fear to see him. So you can be on your merry way. Go in the door, lad. Who the hell are you? Da, ce complicat. Fight like a bunch of old biddies. Take it there. What are you so damn fast? Care cu pușca, vine în coașă. Gata, la liniștit pe asta. Sounds like Cobblepot's office is connected to the theater, and the entrance is controlled from that security room. Bine, prieteni, cred că finisăm acest episod aici, fiindcă se primește unul foarte lung. Voi nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și v-aș sfătui să jucați și voi acest joc. Este destul de interesant, măcar că este un joc destul de vechi. Vă urez o zi bună. Ne vedem în curând la un nou episod.